Salutare dragilor și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Eu sunt Nemții și astăzi am revenit cu un nou episod special de Pack Opening. Avem premiile de la Division Rivals și Food Champions, player pick-uri, pachetele. Avem și un Team of the Week nou. Dar înainte de asta vreau să vă arăt un pic echipa mea, cum arată în momentul actual. Avem Mendy cu Nelson Semedo, Benz, Varan cu Gomez, Pope în poartă, Valverde, Dembele în 7 aici, sau în 6, în 6 de fapt, Kante, San Maxima, Martial și Rashford. Aici San Maxima o să plece, o să-l vând, cred că, cu siguranță de fapt, și o să-l joc pe Alessandrini. L-am făcut pe Alessandrini și o să profit, este un tradable și o să-l joc mai mult și o să am undeva pe la 30-300 de mii de ca pentru îmbunătățirea acestei echipe. Avem și un Team of the Week nou. Team of the Week-ul arată cam așa. Avem... Nu e nimic wow, sincer, n-avem niciun jucător să zici că ne poate ajuta, ne poate îmbunătăți. Rafinha asta arată decent, Martinez și el decent, Mendy ăsta și el, fundaș lateral decent și el, Griezmann cred că este cam cel mai bun jucător din acest Team of the Week. Pe banca de rezerve nu avem mai nimic. Griezmann, Mendy, Rafinha și Martinez ar fi așa niște soluții. Dar să mergem acum la Division Rivals și Food Champions. Luăm Division Rivals întâi untradeable, deoarece avem nevoie de jucători, o să urmeze foarte, foarte multe pachetele, SBC-uri. Dar înainte de le da redeem, nu uitați să-mi lăsați un like la acest video, o abonare dacă nu v-ați abonat deja la canal și un share pe rețelele de socializare dacă vreți să ne ajutați să creștem acest canal de YouTube. Bun. Avem rank 3 în divizia 1 la Division Rivals și avem și player pick-urile. Am reușit 17 win-uri și avem gol 2 și să vedem ce ne pică la ce este două player pick-uri speciale. Dacă ne pică un Griezmann ar fi bine de tot, dacă nu aia e. Diane, Pedro Gonzalez, Klassen, Costil, luăm Costil high rated și în al doilea player pick Schiri, Klassen, Fabian și Aguilar. Aguilar ăsta îi arată binișor, Fabian, luăm pe Fabian high rated, nu poate să ne ajute niciunul și luăm cel mai high rated jucător și trecem la premiile de la Division Rivals. De fapt avem un pachetele și de la pachete în general, avem 8 pachetele, premii de la Division Rivals și Food Champions, 4 rare mega pack și 2 mega pack-uri și un rare gold pack ăsta pe care o să-l deschidem prim. Hai să vedem. Hai să vedem dacă avem ceva noroc. Nu e walkout din păcate. Nici măcar Boards, Berardi, asta măcar weekendul trecut avea și el un inform, acum nu-l mai are nici pe ăla, din păcate. Așa că Berardi din primul pachet. Sperăm măcar un walkout să primim din aceste 6 pachetele rămase, 2 megapack-uri și 4 rare megapack-uri. Deschidem primul megapack. Nu este walkout. Avem un common ball din ăsta, să vedem ce este după el. Ne-am obișnuit să fie jucători mult mai buni după aceste carduri, care nu înțeleg de ce sunt primele arătate în pachete. Avem, nu avem nimic, nici jucător la discard, nimic în pachetele până acum. Player pick-urile și ele dezastruoase. Săptămâna trecută am avut player pick-uri bune, de fapt nu player pick-urile, player pick-ul ăla special cu upgrade la Food Champions. Nu avem walkout nici în al treilea pachetel. Avem un board spaniol, left back de la Paris, Bernat, 83 rated. După cum ziceam săptămâna trecută, cei care urmăriți canalul ați văzut, am avut ceva noroc, ceva mai mult noroc. L-am primit pe Kante de 88-89, ceva de genul, care a intrat exact în echipa noastră de start. Un jucător foarte, foarte bun și cel mai probabil săptămâna asta o să balanceze așa cumva. Nu o să mai vină jucători așa de buni. Nu avem walkout
nici în acest pachet, nici măcar un borț. Îl avem pe Pepe de la Arsenal. Pepe, Coates, Cucurelia, consumabile. Nu avem nimic nici la discard. Benitez, care e untradeable și în club, din păcate. Și ne-au mai rămas 3 pachetele, 3 rare mega pack-uri. Ar fi foarte bine, măcar un walkout din aceste 3 pachetele. Ar fi foarte, foarte bine. Nu e walkout, e board spaniol, din nou left back, din nou Bernat și din nou untradeable, foarte probabil. Și celălalt, parcă tot untradeable era. Și Sarabia. Hunter-urile și Shadow-urile sunt la ordinea zilei. Juan Bernat ăsta, da, untradeable. PP l-am primit și pe el, tot untradeable. Și pe Souza ăsta l-am primit și pe el, tot untradeable. Ale avem și pe Klopp. Tifo, nimic utilizabil. Poate doar chemistry styles-urile alea. Și mai avem două rare mega pack-uri. Ultimele pachetele din pack opening-ul de astăzi. Nu este walkout, din păcate, nici acest penultim rare mega pack, nici măcar boards. Bender de la Leverkusen, jucător bun pentru SBC-uri. Cei de la EA au tot băgat SBC-uri zilele astea. Și mi-am cam jucătorii de 83, de 82 chiar, i-am cam băgat pe toți în SBC-uri, n-am primit nimic. Clar că dacă primeam, ați fi văzut pe pagina noastră de Instagram sau chiar integram într-un episod. Deschidem ultimul rare mega pack, din păcate nu este walkout nici acesta, nu este nici măcar boards. Halstenberg de la Red Bull Salzburg și, din păcate, dezastruos pe opening-ul de astăzi. Player pick-urile dezastruoase și ele. Și nimic utilizabil. Poate doar chemistry styles-urile alea. Da, și astea sunt acum în toate pachetelele. Găsim Shadow-uri și Hunter. Găsim în toate. Deci nimic dezastruos. Vă urez mult succes vouă în pack opening-urile voastre. Poate o să aveți mai mult succes ca și mine. Ne revedem la următorul episod. Nu uitați să-mi lăsați un like la acest video, să vă abonați și să îmi dați un share pe rețelele de socializare. Ne revedem la următorul episod. Eu sunt Nemții. Vă pup!